Vocea Basarabiei, Valentina Ursu, suntem în vizită aici în comuna Ștefănești din raionul Florești și discutăm despre cum se trăiește la țară, cum se poate de ajuns la un trai decent, ca lumea să nu spună că doar problemele, partea goală a paharului e vizibilă. Băi, bună ziua! Problemele niciodată nu se dispară, cât de bogați n-am vrea noi să fim. Dar și așa Europa, întotdeauna sunt probleme. Adică cum? Problemele sunt făcute pentru a fi rezolvate, dar la moment, la țară, nu poți, pentru că timpurile sovietice erau un tractor, 2, 3, 4, 5, acum e un singur tractor, nu 10, cum erau. Și de aia nu se mai fac grădini cum se fac, se fac multe. Adică nu depinde de oameni de la țară, depinde și de angajați. Dacă angajatorul dorește să facă o grădină, să facă o fermă, să facă o porcărie, multe de astea, da, o să lucrez lumea. Dar e simplu pentru el, nu are probleme. Dar afacerile astea cine trebuie să le dezvolte? Nu cred că... Bine, statul, ce poți să facă statul? Să vii statul, zic, hai tu deschide porcării. El dacă omul nu vrea, nu găsește talente, nu are medic veterinar, cum să deschide el? Hai că niște lucrători banali, cum ne ducem noi în Europa și lucrăm în seră sau acolo, da, îl găsești. Dar vreo câțiva, 3-4 care trebuie de bază, el nu o să aibă de unde să iei. Dar așa sunteți tot unul dintre cei care faceți naveta Republica Moldova? Da, în mod obligatoriu. Străinătate unde v-ați găsit? Olanda, de lucru. Anglia, diferite țări, dar preferabil Olanda. De ce? Eu cred că Moldova trebuie să iei exemplu la Olanda. Sunt niște oameni super educați, super ok, foarte harnici, adică lucrează la 5 jumate de dimineață. Pentru noi, dânsă nu e o problemă să lucrez 10 ori pe zi. Da, așa că noi cred că avem să învățăm foarte mult. Mai ales că eu, ca teritoriu, o țară nu, puțin mai mare. Da, ca populație foarte 80 milioane, da. În rest, noi chiar cred că Olanda trebuie să fie exemplu ideal. Dar sunt muncitori moldovenii la dânși acasă? Care au rămas nu prea. Și cum se explică acest lucru? Pentru că cum era timp colhozului, mergeai normă prășită, normă lucrată, normă lucrată și când colo, hop, dai buream, ia câte ăștia au rămas. Om care nu vrea să muncească, el lasă tăi, să fie ok cu 5-6 mii de lei, în principal să nu deranjezi. Dar care își dorește mai mult, întotdeauna. Adică așa era și pe colhoz. Care își dorea mai mult, pleca la unde? La păduri, tăiat păduri sau alte chestii, la uzină de asta metalurgică în fundul Siberiei, corect? Adică asta e narava umană, noi nu avem ce face. Dar dumneavoastră mergeți, faceți bani și ce faceți cu banii? Vreți să investiți? Cheltuie Moldova. Dar nu v-ați gândit să inițiați o mică afacere? Pentru ce? Uitați-vă aleși care au băgat banii în copacul de nuc. Câte kilograme de nuc? De miez. 28 de lei. Moldova are monopol. 3-4 cetățeni ăștia care dețin monopolul și cât vrea atât îți dă. Unde este duci tu cu 300 de kg de miez? Nicăieri faci foc cu dânsile. De la 120 de lei, când era 200 de lei ziua de lucru, au ajuns cât e 60-70 de lei și ziua de lucru 450 lei. Care e sens? Și el a băgat până acum bani și o arat și nu s-a făcut și că și el nu... Tot e zero, nu are rost. În Moldova investești numai să dacă să ai o super inițiativă și în restul, toată baza e pește mare, conglomeratele mari. Și gata, s-a terminat. Monopoliștii? Da, păi. Dar toată lumea vrea să se schimbe situația în bine în Republica Moldova. De unde începe această schimbare? De la noi, de la oamenii de rând, de la bine, de la este căpitenile, să spunem așa, care dețin controlul la diferite, da, dacă au inițiative, dacă au chestii, da. Dar dacă tu de unul singur, poți să iei un soi de Che Guevara. Punct. Dar ce așteptări aveți de la cei care guvernează? Investițiile, hai să spunem, investițiile străine. Da, este mentalitatea la moldoveni. Acolo este o găinărie făcută deschisă de un tadjic. Au, uite, noi așa deștept nu putem să facem. De ce nu te duci să înveți? Făcut nou clasă. Și ea care, și aici. Dar iarăși, unde, noi avem nevoie de urbanizare, nu de sat. Un urban, tu ai de unde alegi oameni. Înțelegeți? Chiar că este ăștia cu capul, îmblă un autobuz, tot satele de jur împrejur și deschide. Noi avem de urbanizare, adică localități mari. Nu niște sătuși de astea prăpădite cu 3-4 oameni, milioane de lei băgate în infrastructură degeaba, care iar o e apa la o ploaie și tot așa mai departe. Noi avem nevoie de urbanizare, așa cum sunt orașele este europene. Este o localitate cu 60.000 de locuitori, poftim.
lucrător acolo, lucrător din. Dar cine ați vizit să deschideți și dacă îi trebuie 3 sudori de calitate. El n-a să-i găsească cu 1000 de ani. Intrat să oameni. 3 dulgheri, 4 de șeie, nu știu de care. El n-a să-i găsească. Pentru că așa care au rămas, ei nu sunt stare. Acum ce insistă pe ideea unei reforme și în administrație? Da. Cel puțin s-a propus să se comaseze mai multe localități și poate fac o primărie puternică. Da, o primărie puternică, chiar că, de pildă, într-o raz de 20-30 de kilometri, cum noi în Olanda, lucrăm într-o raz de 20-30 de kilometri, adică acolo e seră, acolo e nu știu unde, da. Să organizez un centru de asta, nu știu, mare de producere de ceva, o fabrică, adică, aici același grâu care e, poți să-l exporti ca făină și iarăși dacă deschizi o fabrică de împachetare, asta sunt o grămadă de angajați. Adică dacă unul este angajat, este nevoie și de un cizmar și de un farmacist. Adică câți oameni, că atunci când e vorba de urbanizare, de deschis locuri, câți oameni încă pe lângă o fabrică de 30 de locuitori, mai trebuie încă 10 muncitori alternativi. Ia că cum se mulțește. Dar la noi, unii cine să fie, ei sunt cu farmacii care lucrează până la 11. Dar credeți că sunt gata sătenii dumneavoastră să accepte ca să se unească mai multe localități de aici, din vecinătate, și să facă o administrație publică puternică? Depinde cine le explic, pentru că la moldoveni știți cum e ego-ul. Noi, asta vine în arabul sovietic. Mă. Băi, nu ești nimeni, tai. Ai nouă clasă. Nu, tu ești zero. Dar depinde cine îi lămurește, cine vine să-l trezească și cât el de mult îți dorește. Și acum, probabil și la un pahar de vorbă și cu alte ocazii, se discută foarte mult Moldova mai aproape de est sau de vest? Nu, e est, nu, Europa. Așa e fără doar și poate. De exemplu, Olanda e o țară în top 20 la toate din punctele vedere. Viață, libertate, democrație și așa mai departe. Care vest? Nu vezi ce se face în Rusia, acolo e polițistul sectorului și Dumnezeu și țar și singurii. Cui trebuie așa ceva? Nu. Pentru ce gaz? Gazul îți cumpăr și așa îl cumpere. Benzina tot o cumpere. Dacă ai loc de muncă, nu e o problemă dacă cumperi sau nu cumperi. Cât costă sau nu cât costă și așa mai departe. Dar relația Moldovei cu Federația Rusă în continuare cum ar trebui să fie? Ca cu toate țările. Ce așa mare deosebire. Pentru că avem vorbitori de limba rusă. După legile Uniunii Europene, nici o limbă a minorităților naționale nu poate fi piste celelalte. Adică dacă este țigan, adică limba rusă nu trebuie să fie piste limba țiganilor sau bulgarilor sau așa mai departe. Pentru că să fie o limbă piste toate. Este limba română și restul limbi și așa mai departe. Asta eu cred. Și când ziceți că viitorul Moldovei trebuie să fie în UE, vă gândiți că Republica Moldova are de soluționat problema transnistreană? Republica Moldova nu face singură. Aici Uniunea Europeană, Statele Unite, că țări puternici și așa ești, pentru că trebuie să un proces îndelungat. Deci s-a făcut repede acolo în câteva luni războiul. Dar să discuți toată treaba asta nu e chiar așa. Dar cum trebuie rezolvată această problemă? Aveți o idee? Nu prea. Noi oamenii de rând, competențe deosebit, nu cred că avem, dar noi nu știm, nu cunoaștem dedesubturile politice. Care, și așa și Ucraina care se întâmplă acum. Știm ce știm din presă. Nici presa nu știe toate lucrurile. Dar cu siguranță asta Uniunea Europeană și așa mai departe. Mai ales că Transnistria tot ce produce din Uniunea Europeană. Adică acolo e un fel de mărustie și ceva de felul ăsta. Adică e o mentalitate de asta curată, care ține socială, nu e nimic politic deosebit. Că foarte mulți din Transnistria chiar erau în Olanda la lucru și moldoveni și vorbitori de limba rusă. Cum capătă cetățenia română sau bulgară, cum e drept acolo? Dar interesul Moscovei, Kremlinului pentru regiunea transnistriană se va menține în continuare? E sigur, dar păi pentru ei și acolo îți dai 50 milioane de euro pentru niște amărâți care străiască, să le pare că au o pensie, nu știu ce. Sunt oameni care n-au nici un fel de soartă, nici încolo, nici încoace. Asta e clar. El trăiește azi, dar viitor deosebit nu se vede. Și iată, vorbim foarte mult despre diferența aceasta de condiții de muncă, de trai în Uniunea Europeană și în Republica Moldova. De ce acolo se poate și de ce aici e mai greu? Condițiile. Dar și în primul rând, așa numitul, natalnic,
șeful moldovan, e mare diferență între atitudinea celor care sunt proprietari de un business față de europeni. E diferență foarte mare. Sunt mult mai obraznici, așa numiți proprietari moldoveni. Sunt prea mult tupeu, prea multe vor, puțin oferă și așa mai departe. Spre deosebire de acolo unde eu m-am dus, m-am angajat, s-a salutat cu mine șeful, adică managerul principal, și apoi olandeză în aceeași seară, îi lucrează de rând cu noi, da, adică, dar la noi are 3 hectare de nu știu ce și îmblă cu mănuși albi, pare că el e nu știu cine. Ia că asta e diferență mare. Felul de atârnare a proprietarului și a angajatorului față de lucrătorii, ia că asta contează. Și cât timp, câți ani ar trebui Republicii Moldova să ajungă la cele standarde? Păi nu schimbă generațiile. Nu schimbă generațiile, nu poți să faci nimic. El oricum, care a crezut în Uniunea Sovietică, așa azi cred. Generația se schimbă. Ca evrei, 40 de ani în pustiu, după care îmi plecăm în țara nouă. Așa și noi. Și au trecut 32 de ani? Nu, evrei, popor evreu când au... Republica Moldova de la înființare, la proclamarea independenței și până astăzi, din 91, cât? I-au mai rămas, tocmai coincide cu perioada când și-ar dori să adere la Uniunea Europeană. Da, 2030, așa. Să mai trec din Uniunea Sovietică, așa e biologia omului, așa e anatomia, așa, ne trecem cu toții. Și atunci, da, să mai schimbă. Bine, acum vedeți că nu mai dita mai credință mare în comunism, socialism și așa mai departe. Și ori faci careva evărtejuri acolo, dar nu are nicio șansă. Oricum, oricum, mai ales că nu cunoaște limba română. N-ai atras tu niciodată, nici un vorbitor de limba rusă nu o să fie, atâta timp în Moldova independent, nu o să fie președinte sau careva vreun politician de uzebit. Același Marta Căciuc era în dos, în spatele lui Voronin. Nu ieșe la rampă. Foarte târziu a ieșit la rampă. Dar acolo, în străinătate, politicienii merg cu pomeni electorale ca să ademenească alegătorul? Moldovenii în străinătate toți sunt la stările din Moldova. Tot din Moldova. Eu zic politicienii din Olanda. Acolo noi n-am văzut. Moldovenii de acolo nu se uită la politica de acolo. Nu ne pasă la politica de acolo. Știm că merge ok. Mașinăria merge. Oricum... aparatul democratic. Ce vă spun olandezii? Au luat vreodată pomană electorală de la politician ca să voteze? Dar nu, ea nici nu este așa ceva. Paradigma lor, nu. Nu, nici la polițist nu poți să te apropii, nici. Nu există așa ceva. Nu este în paradigma lor, adică din stat care, unde. Despre justiția din Republica Moldova, v-ați creat o părere despre activitatea în acest sector? Că atât țară, nu e clar. Care justiție, care... fiecare pentru băcata lui. Țara e mică, cu mătrezi mai mare, îi trebuie să știu unul pe altul. Asta e problema. Unde o țară mai mare, încă, ca e România, încă mai poți mai scoți la capăt careva chestii. Dar asta e o țară mică. Și cât mai mult se duc, cu atât mai cunoștințele rămân tot mai încrânginite și mai aproape și așa. Și de atât nu se rezolvă. Fiecare a făcut o șotie cândva și s-a îmbogățit ilicit, trebuie să știu unul despre altul. Dacă se duce, se duc la fund tăți, începând de la Curtea Constituțională și terminând cu o judecătorie banală, nu știu unde, într-un raion. E că care treabă? Trebuie să schimbi total. Adică, dacă se duce același tânăr judecător, care măcar nici bunic să nu a fost avocat în viața lui, ca să poți să faci, sau polițist, adică total în afara la business-ul ăsta, că e un business, numai justiție noi. Ce vă doresc cel mai mult acum? La moment să nu vie războiul din Ucraina la noi și Ucraina să învingă. Restul, cred că să continuăm drumul care îl avem, adică cu calea asta europeană care este așa cum este, și ușor, și conducerea care e de asta. E mai șchioapă, că e mai astea, adică niște, să vie o schimbare mai dramatică, chiar o luăm de la zero, adică fix ca începutul de anul 2000. Parcă s-a pornit acolo nu știu care chestii, reforme, județ, nu știu care, vin comuniști, poc, tot înapoi cu 10 ani în urmă. Dar cine vă insuflă încredere? Nu, actuala guvernare, da, e ok. Adică, e clar că totuși cu Maia Sandu, parcă o leacă altfel când mai sunt în lume. Nu, ca Dodon, trebuie să-l prindă pe Macron, pe Viceu și mai bară de mână să fac poză.
Adică da, ei se primit într-adevăr, dar știi să vorbească și are, are statut, are stofă de președinte. Asta e principal. În rest, nu știu, mai vedem. De ce iubiți Republica Moldova? Cu ce vă mândriți ca cetățean al Republicii Moldova? Ei, cu mândrile nu prea, nici într-un fel. E ok, e bine, e, adică de dorit mai bine, dar asta e că oamenii mai dor, într-adevăr lucrează, adică chiar așa și ești în Olandă, uiți moldovenii care sunt acolo, scam printre primele așa pe rândul și acolo sunt și polonieri, sunt și alții, și într-adevăr, și așa și românii, adică tot, la noi așa e o nație, națiune cam, cam e harnic. Nu prea să dă înapoi, acceptă ore pe program și așa mai departe, adică asta e, că dorința de a lucra, nu doar că nu este... Mai lipsește înțelepciunea vreac, adică nu prea cu cartea. Același olandești bătrâni erau acolo. Ei știu că you have problem energy, energy problem, că știu că noi avem probleme cu gazul, cu achitări, cu asta. Ei știu foarte multe despre Moldova. Acum eu nu știu câți bătrâni pot să știu multe despre Olanda. E că asta e treaba. Înțelegeți? Cultură, educație. Da, cultură, educație. Sunt domeniile unde ar trebui educația, lucrurile să se miște înainte. Dorit, foarte multe lume cu nouă clasă, așa să spunem. Adică termina școala mai de drept de leargă cu bani, dar nu bani. Bani e o chestie, dar cultura e, e de bază. Asta face omul, o menține. Nu ai un cap gol acolo. Cultură, responsabilitate, responsabilitate implicare. Responsabilitate este, se implică, se dorește, dar nu există un... Aici, acasă. Aici, acasă. Acasă, e că am pus flori acolo, au trecut copiii la niște părinți needucați și le-au rupt. Am scos breanul, nu știu, breanul, pus flori, e că asta e treaba. Și știu din și familii să iei așa, te-am tași, nu faci, poți să-i faci omul. Că așa l-o... Observație trebuie să le faceți. Da, dar spui că poate îl bășești și spune că l-ai bătut și îți duci la primărie, îți vin sectoristul. Du-te cu Dumnezeu, tot cu tine. Mulțumim foarte mult pentru discuție. Cu cine am vorbit? Constantin. Constantin și... Balan. Mulțumim tare mult pentru Constantin. Această discuție. Toate bune. Când plecați? Da, mai, când mai frig.